IPL vă recomandă Select Super, erbicid sistemic post-emergent, controlează gramineele anuale și perene. Am revenit, așadar, agricultura o șansă pentru România. Spuneam că astăzi vorbim despre Europa, pentru că este ziua Europei, dar ce exemplu mai bun decât cel viu, ca să zicem așa, cel în care, iată, vedem cum se întâmplă lucrurile în Europa și în Uniunea Europeană, pentru că în sudul Italiei are loc o întâlnire a galurilor. Vorbeam mai devreme de galuri, sunt grupuri de acțiune locală, iar acolo este prezent Bogdan Tudor, director Agro TV. Bună ziua, Bogdan, te salut și spune-ne, te rog, ce se întâmplă în sudul Italiei, acolo unde te afli. Da, să știi că te-am auzit, o să te rog să mă lași pe mine să, cum se spune, să vorbesc. Te rog. Legătură destul de rea, nu e chiar un net să ne satisfacă ca și în România, dar încercăm să facem această transmisie, să explicăm ce este acest Link 2023. Reprezintă o întâlnire a grupurilor de acțiune locală din toată Europa. După cum știm, grupurile de acțiune locală sunt reprezentative pentru zonele din România, dar și pentru Europa, pentru că noi avem doar de puțină vreme aceste grupuri de acțiune locală. Intrăm în, să spunem, al treilea ciclu de finanțări pentru grupurile de acțiune locală. Sunt acele grupuri de acțiune locală care încearcă în zonele rurale să aducă lucruri noi, inovație, afaceri agricole, non-agricole, o relație mai bună între administrația publică locală și partenerii din privat. La Link 2023 trebuie să vă spun, discută lucruri importante și să faci un schimb de experiență total. Fiecare an există un astfel de festival și o să vedem că avem deja doi reprezentanți lângă noi. O să mă dau mai aproape pentru că o să vorbim pe microfon. Te rog, așa, Corneliu, să vii tu mai aproape. O să fim așa mai între noi. Dar asta vreau să spun, că în momentul de față grupurile de acțiune locală sunt reprezentate din România de foarte multe galuri. Câte galuri sunt? Alina? Alina Baba este reprezentanta unui astfel de grup de acțiune locală? Suntem 237 de grupuri de acțiune locală în România. Aici, acum, vor fi în jur de 300 de grupuri de acțiune locală din Europa prezentă. Bun, și noi câți am venit? Noi suntem în jur de 22 de grupuri de acțiune locală. Bun. Acest Ionuț Ilieș, un alt gal pe care noi îl cunoaștem foarte bine la AgroTV, un gal partener cu care am avut acțiuni împreună. Țineți bine minte că este vorba de o miere extraordinar de bună și chiar l-avem pe primarul care face mierea atât de bună aici cu noi, undeva prin spate. Vine cu mierea să prezinte participanților. Ionuț, te rog frumos să-mi spui, de exemplu, de câte ori ai venit la un astfel de festival, acțiune, cum să-l numim acest Link? Cel mai bine îl numim o întâlnire a tuturor galurilor din Europa, pentru că aici întâlnim cu toții, putem să facem tot felul de schimburi de idei, schimb de experiență, schimb de păreri, schimb de absolut tot ce vrei legat de bune practici, legat de activitatea noastră, legat de activitatea lor. Suntem Galvela Sumișului, cred că e la patra participare, așa e, Alina? Patra sau cincea, nu mai știu, participare, dar partea cea mai interesantă e că galul pe care reprezintă Alina va organiza anul viitor aceeași întâlnire în România. Am înțeles, da, interesant. După italieni venim noi, nu? E vreo, mă rog să spun așa, întâmplare sau nu e nicio întâmplare că anul viitor această întâlnire va fi organizată în România, în zona de nord a țării? Nu este o întâmplare, va fi o realitate. Suntem parteneri cu grupurile de acțiune locală din Italia de mai bine de 10 ani și pentru noi este o realizare. Aș vrea să vin să completez ce a spus Ionuț. Link-ul anul viitor va fi link-ul României, nu va fi al nostru, vom fi noi organizatori principali, dar... Voi v-ați luat răspunderea, să spunem, să iasă totul bine. Da, ne-am asumat o răspundere, dar alături de alți parteneri, printre care va fi și galul lui Ionuț, vor mai fi încă 5 grupuri de acțiune locală din regiunea de nord. Vom fi toți parteneri și să sperăm că va fi pe măsura așteptărilor. Sigur că da. Lucrurile interesante, pentru că noi am început, astăzi e deschiderea oficială, în spatele nostru se pregătesc, e o sală deocamdată goală, vin reprezentanții galurilor din toată Europa și va începe această deschidere oficială, se discută lucruri interesante, sunt discuții pe, să spunem,
pe teme importante și mai mult decât atât se încearcă ceea ce e foarte important, de exemplu, apropierea oamenilor, pentru că până la urmă oamenii sunt cei care formează aceste galuri și care le dau, să spunem, valoare. Și mâine și poimine sunt fel de atelier, dacă vreți, se merge în diferite locuri, se dezbat diferite teme, se văd diferite lucruri din zona asta, pentru că organizatorii asta încearcă în momentul de față să arate și zona lor cu tot ceea ce e mai frumos. Știați zona asta, Alina? Da, noi știam, avem proiecte de cooperare cu ei și așa. Deci legăturile sunt mai vechi, cum să da, spune. Da, suntem parteneri de mai bine de 10 ani deja, avem proiecte de cooperare internațională, avem proiect Horizon, proiect Erasmus împreună și încercăm să apropiem comunitățile din mediul rural. Bun. Ionuț, Miera, ți-a dus-o aici, prin John. John este primarul, așa este. De ce spuneți voi John? Așa, eu... El alintat, să zic, poreclă, dar mai degrabă e un alint. Așa îi spune toată lumea. Da, am adus aici brandul BioLeader. E un brand care l-am creat special pentru toate galurile din România. Deocamdată doar Galvalea Someșului are ca reprezentativitate produse acolo. Sperăm cât mai multe galuri să vină și să beneficieze de acest brand. Munca galurilor în general e o muncă în comună. Suntem, aici suntem doar noi doi, dar în sală sunt 20 de colegi din 20, adică mai mulți colegi, dar puțin 20 de galuri. Deci noi tot ce facem, facem... de ce beneficiază galul meu? Beneficiază și restul galurilor. De aceea Alina spunea că de fapt va fi un eveniment al României. Ca suport va fi galul Alinei și câțiva parteneri care suntem în jur. Și care e foarte interesant, pentru că noi știți că am vorbit cu toți reprezentanții galurilor și discuțiile sunt interesante, pentru că e vorba de, știu, proceduri până la urmă. Există proceduri și în România și în Europa și așa mai departe. Și nu că sunt diferențe de proceduri, ci câteodată noi românii încercăm să le complicăm. Asta se vede, știți și dumneavoastră, și sunt, să spunem, care accesează fonduri europene prin diferite proiecte, fie că sunt la nivel național, fie că sunt până în intermediul, dar de niște probleme la un moment dat. Și bineînțeles că asta încearcă să fie rezolvate aici. Noi întrebăm prin galurile din România cum rezolvă și alții alte probleme, ce fac în diferite situații, cam schimbul ăsta de experiență între noi și ei, care au deja multe cicluri de finanțări, mult mai mari sau mai multe decât noi. Este adevărat, pe de altă parte, la toate edițiile din ultimii 10 ani a conferinței LIN, particip și reprezentați de la EU Cap Network, este rețeaua Comisiei Europene prin care ei își acumulează informațiile din Agri și ne ajută să aibă un feedback real la ceea ce se întâmplă în teren. Da. Deja lumea se încinge, s-a auzit în spate, au și o fanfară, probabil că va fi. Da. Sigur că da. Ați venit împreună aici, galurile din România, și vreau să mă întreb apropo de lucru în comun și în țară, pentru că sunt sigur că voi comunicați de multe ori pe problemele pe care le aveți. Le puteți rezolva în mare parte? Noi sperăm să le putem rezolva, pentru că schimburile de experiență și de bune practici totdeauna ne învață niște lucruri pentru viitor. Da, show a început, doamnelor și domnilor. Cornel, te rog, și mulțumesc, predăm legătura. Mulțumesc, Bogdan. A fost destul de clar și foarte relevant așa pentru atmosfera de acolo. Fanfara trebuia să mai vină, dar se mai întâmplă. Important e însă ce se întâmplă la eveniment. Și am reținut de la Bogdan Tudor că avem sau sunt prezente galuri din toată Europa la acest eveniment. Se numește LINC 2023. Iată, este și mișcă, e veselie mare, e foarte frumos. Deci un eveniment al galurilor din toată Europa, gal înseamnă grup de acțiune locală. Înțeleg că din România sunt prezente 20 de galuri, deci este un eveniment care iată a cuprins la care sunt prezente și galurile din România. Tot un fel de ziua Europei, mai cu fanfară, mai cu întâlniri, este foarte bine. Cam asta înseamnă, de fapt, Europa de astăzi, Uniunea Europeană de astăzi. Imediat o să încercăm să mai facem o legătură telefonică cu un fermier. Ne întoarcem la titlul acesta al zilei de astăzi și la temele zilei de astăzi, pentru că vrem să discutăm despre
agricultura românească într-un context european. Și este alături de noi domnul Dan Hurduc, fermier. Bună ziua, domnule Hurduc, mulțumesc pentru prezență, dat fiind... Bună ziua, în primul rând, da, dacă ne auzim. Dat fiind că este ziua Europei astăzi, ne-am propus să privim agricultura românească într-un context european. Care este imaginea și care este analiza pe care o aveți dumneavoastră vis-a-vis de această temă? Da, Uniunea Europeană a fost un factor pozitiv pentru dezvoltarea României și agriculturii în general. Problema care se pune acum este că prin noile ambiții pe care și le-a propus pe viitor, nu știu dacă sunt oarecum fezabile. Deci sunt cam prea mari ambițiile de mediu de care vorbim acum, nu? Păi, da, considerăm că Europa nu trăiește într-o bulă de sticlă în care să controleze factorii pentru Europa și atunci cred că este destul de dificil să reușim noi, țările și fermierii în general, să îndeplinim obiectivele Pactului Ecologic European, care mi se par niște ambiții de mediu destul de mari. Noi suntem foarte conștienți, fermierii, că trebuie să avem grijă de mediu, de ambițiile, practic, sunt atât de mari și sunt lăsate în mare parte în sarcina fermierilor. Noi chiar am fost la Bruxelles la o întâlnire, la o conferință privind agricultura viitorului și vicepreședintele Comisiei Europene spunea că ambițiile nu sunt chiar atât de mari și se continuă cu ambiții și mai mari de mediu. Și cu strategia biodiversitate și farm to fork, noi considerăm fermierii că este o povară în plus pe umerii fermierilor pentru îndeplinirea acestor ambiții în contextul în care sumele sunt într-o scădere continuă. Practic, fermierii sunt lăsați oarecum singuri să îndeplinim aceste ambiții de mediu și nu sunt corelate cu ambițiile de mediu a celor state, de exemplu statele BRICS, America de Sud, care poluează și produc în continuare și fermierul european nu o să devină necompetitiv, alimentele o să fie mai scumpe și practic o să consume tot alimente din afara Uniunii Europene și asta va accentua poluarea și oarecum credem că Pactul Ecologic European nu își va îndeplini obiectivele la nivel global, nu la nivel european. Da, deci iată, aici sunt preocupările legate de această strategie de la Green Deal-ul acesta despre care vorbim foarte des astăzi. Vreau să vă mai întreb, domnule Hurduc, dacă credeți că apartenența la Uniunea Europeană a ajutat și, hai să spunem, dezvoltarea fermelor românești de la tehnologii până la digitalizare. Indiscutabil. Aportul Uniunii Europene este indiscutabil. Este lucru bun care s-a întâmplat României și România în general și fermierii în special s-au dezvoltat foarte mult, chiar mult peste ce am gândit înainte. Deci Uniunea Europeană acum se spune că de ziua Europei a fost un factor pozitiv și un lucru bun ce s-a întâmplat României și fermierilor în general. Numai că noi, ultimele țări care au intrat în Uniune, au beneficiat oarecum mai puțin de avantajele și de sumele care s-au repartizat Uniunii, prin țările mai vechi care s-au consolidat și au făcut mecanisme. Oarecum au știut, au avut capacitate de absorbție, capacitate administrativă mai mare și și-au implementat politicile Uniunii Europene cu mai mult folos. Dar și noi, ce este important pentru România și pentru agricultură, că mecanismele, procedurile care au fost implementate au creat un echilibru și au încercat, acest echilibru va genera în timp facilități care vor fi în favoarea consumatorilor. De acord. Bun, doar poate o ultimă idee, domnule Hurduc, v-aș ruga pentru astăzi legat și sigur legat și de programele europene. Spuneți-mi cum vi se pare tema aceasta a subvențiilor, pentru că auzim încă din 2007 și am discutat și la începutul emisiunii noastre pe această temă cu doamna Alina Crețu, că plățile directe sunt încă, mă rog, nu sunt la nivelul țărilor din vest, de exemplu.
Absolut. Acum, prin implementarea noilor planuri naționale strategice, s-au schimbat modalitatea de acordare a subvențiilor. Subvențiile directe au scăzut, rămânând ca ele să fie compensate prin anumite plăți care se fac pentru mediu, dar aceste plăți care se fac pentru mediu vin la pachet cu eforturi care se depun, cu lucrări care se fac pentru mediu. Oricum, România n-a ajuns în convergență, să aibă o convergență totală în exercițiul anterior la plățile, la subvenții cu statele europene, și noi nu ne-am apropiat de media Uniunii Europene ca și subvenție. Deci România în aceste două exerciții financiare au avut subvenții inferioare mediei Uniunii Europene, ceea ce oarecum ne-a creat un dezavantaj de competitivitate. Dar am văzut și calcule care arată, scuzați-mă, că dacă adunăm cu pilonul 2, lucrurile sunt mai așezate. Sigur că pilonul 2, un pic altceva, sigur. Oricum, plățile pe pilonul s-au redus cu 25%, dar împreună cu pilonul 2, dar pilonul 2 vine cu eforturi suplimentare, nu vine ca o plată directă. Da. Vine eforturi suplimentare și oarecum sunt și costuri pentru implementarea pilonului 2, adică dacă îl privim direct ca o sumă, e în regulă, dar dacă l-am privit ca o sumă directă, dar fiind ca o sumă pentru ambiții de mediu și pentru lucrări pentru mediu, e mai complicat un pic, da. Adică e complicat, dar asta este. Problema este că la nivel european, reducându-se bugetul prin politica agricolă comună, anumite ambiții de mediu au fost transferate pe spatele fermierilor și oarecum fermierii nu pot susține și sunt într-un deficit de competitivitate. Nu mai spunem că influența războiului din Ucraina a adus mari perturbări statelor din Europa de Est care au venit mai târziu în Uniunea Europeană și care nu au avut convergență la nivelul subvențiilor europene. Da, cred că acestea sunt temele mari pe care le avem și le vedem. Sunt teme europene și teme românești. Important e să discutăm despre ele și să discutăm și la Bruxelles și poate se vor găsi soluții. În următorul exercițiu financiar sau în fiecare an când se dă acordul fin la planurile naționale strategice în anul următor. De acord. Vă mulțumesc pentru această analiză și pentru informațiile oferite în emisiunea noastră. Vă mulțumesc, domnule Hurduc, pentru prezență. A fost alături de noi domnul Dan Hurduc, fermier din județul Vaslui, un om care a reușit să facă și reușește să facă performanțe în ferma pe care o administrează și pe care o conduce. O să mergem acum mai departe, mai avem câteva minute, dar o să încercăm să ajungem și în județul Argeș, să vedem care mai este, mă rog, cum este văzută tema europeană și din această zonă. Imediat când facem, cum avem legătura cu colega noastră, sau avem legătura, nu, cu colega noastră, încă nu avem legătura, doar până atunci doar câteva titluri de pe agrotv.ro, agro-tv.ro. Aveți secrete pentru o livadă bogată, avem acolo, și încă un titlu: vrei panouri solare, casa verde fotovoltaice începe în 10 zile cu un buget fără precedent. Citiți pe agro-tv.ro. Suntem acum în legătură directă cu Elena Picu, este corespondent AgroTV în județul Argeș și în regiune. Bună ziua, Elena, mulțumesc încă o dată pentru prezență și ție. Bun găsit, Rudi, spun ție și telespectatorilor noștri și mă bucur ca de fiecare dată când am prilejul să intrăm în legătură mulțumim directă. Mulțumim, pentru că astăzi abordăm teme europene. Te-aș ruga, Elena, dă-ne câteva repere despre fonduri europene, poate nu numai din agricultură, cele pe care le-ai văzut sau le cunoști din județul Argeș. Mi-ar fi foarte greu sau poate că aș fi, eu știu, ușor subiectivă să amintesc doar câteva dintre ele, pentru că la acest capitol nu știu dacă stăm cel mai bine, dar în orice caz sunt foarte multe exemple de succes. Acum trebuie să fiu obiectivă și să spun că sunt și fermierii care încă se luptă cu hățișul acesta din birocratic, din pentru accesarea fondurilor europene. Corect, însă ceea ce îi motivează să meargă mai departe este succesul pe care l-au înregistrat colegii din diferite domenii. Am minte, să zic așa, îmi vine un exemplu de succes din zona de nord a județului, unde a fost înființată o plantație de fructe de pădure
Bineînțeles că acolo se predau cel mai bine, ținând cont și de condițiile climatice, dar și cele ale solului și, dincolo de aceasta, și de procesarea lor sau de depozitare, și au mers mai departe încurajați de succesul pe care l-au obținut și au încheiat multe parteneriate cu țări externe. Bun. Tocmai mai am un exemplu în comuna Corbi. Tot așa, un exemplu de succes, care a plecat de la o simplă plantație de dimensiuni mai mici, după aceea s-a extins, pentru că a fost prima dată o plantație de meri, după aceea s-au extins tot așa la fructe de pădure, având în vedere că și această comună este cumva tot în zona de nord a județului și clima, dar și relieful permiteau. Ce îmi spun producătorii în general și cei care au accesat fondurile europene, capătă gustul succesului, ca să spun așa, și pas cu pas se dezvoltă, însă este un lucru care poate trebuie avut în vedere nu neapărat de fermieri, ci mai degrabă de legiuitori. Acela, sau poate și rolul nostru al mass media, ar fi puțin de lucru în acest domeniu, în a încuraja consumatorii să se îndrepte către produsele românești, pentru că sunt foarte mulți fermieri care exportă producția și spun că sunt ușor dezamăgiți, așa că pe piața românească arunească... nu există interes. Aha, am înțeles, da, e o temă. Începem să facem și noi, nu aici la AgroTV, în general, mass media, am văzut că promovează produsele românești, deci cred că va fi loc de progres aici, nu? Da, întrebam pe unul dintre fermierii, eu am spus, recunosc că este foarte avantajos să ai contracte externe și să, pentru că dincolo de contracte relaționezi cu fermierii, cu agenți economici din țările respective și sigur că își dezvoltă orizontul. Și îi întrebam cum merge piața românească. Dacă piața externă merge atât de bine, piața românească, îmi spuneau, piața românească ușor scârție, pentru că, pe de o parte, nu totdeauna au loc în supermarketuri de legumele și fructele venite din afară, care vin, știm cu toții, la prețurile care vin și îi descurajează puțin pe producătorii autohtoni, dar dincolo de aceasta nici nu există un interes. Unul dintre producătorii care au o plantație ecologică de muri, de data asta în comuna Drâmănești, îmi spunea că pe piața românească, în zona noastră cel puțin, sunt vremuri și vremuri. Sunt vremuri în care își vinde foarte bine marfa și local, însă ca să fie sigur că are desfacere, are totdeauna un contract la îndemână cu un procesator din județul Gorj, astfel încât să fie sigur că nu rămâne cu producția, pentru că știm și noi, vremea din nefericire le joacă feste, iar în acest domeniu al pomiculturii, să spunem, nu poți să faci mare lucru. Dincolo de plasele antigrindină, de care nu toată lumea dispune, vine un îngheț care pică tocmai în perioada nefavorabilă, când pomii sunt înfloriți și nu mai au ce să facă, pentru că nici acele fumigene, fumurile acelea despre care știm cu toții, nu totdeauna își dovedesc eficiența. Dincolo de aceasta, tratamentele care nu pot să le mai aplice, nu vorbesc dacă aici de plantațiile ecologice și vorbesc de cele intensive. Deci mai au și ei multe probleme, însă una peste alta, ceea ce este încurajator... O concluzie, te rog, Da, ceea ce este încurajator, că în general cei care au accesat odată fonduri europene și au fost, să spunem, mulțumiți de rezultate, cu siguranță nu merg se opresc. Departe, se întorc. Și merg mai departe, fiind totodată și un exemplu pentru alții care sunt, poate acum bat la porțile europene. Mulțumesc mult pentru informațiile oferite și pentru prezențele în emisiunile noastre. Mulțumesc, Elena Picu, te așteptăm cu următoarea ocazie. A fost Elena Picu, și eu, corespondent AgroTV în județul Argeș. Vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe AgroTV. Ne revedem mâine la ora 17. Acum urmează Ce vor plantele. La ora 19, nu uitați de jurnalul AgroTV. Vă doresc toate cele bune. Să ne vedem cu bine.